În România, tot mai mulți copii rămân în grija bunicilor sau a rudelor pentru că au părinții plecați la muncă în străinătate. Din păcate însă, nu există o evidență clară a acestor copii și nici nu s-au stabilit măsuri de protecție pentru ei. De exemplu, la Giurgiu există o statistică pe care o deține Direcția pentru Protecția Copilului, realizată în baza informațiilor primite de la primării, dar care nu reflectă situația reală din teren. Sunt primării din județul Giurgiu care au raportat că nu au niciun copil cu părinți plecați în străinătate, lucru puțin probabil. Conform informațiilor furnizate de Serviciile Publice de Asistență Socială, adică de primăriile din localitățile județului, în prezent, în județul Giurgiu, sunt 221 copii cu părinții plecați în străinătate, dintre care 57 de copii au ambii părinți plecați. Aceste date nu reflectă însă situația reală, pentru că, în practică, este dificil de realizat identificarea corectă a tuturor copiilor cu părinții plecați în străinătate de către primării. Aceasta și din cauza faptului că părinții nu notifică primăria din localitatea de domiciliu cu privire la intenția de a părăsi țara cu 40 de zile înainte, așa cum prevede legea pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Este dificil așadar de realizat identificarea corectă a copiilor cu părinții plecați în străinătate în situația în care nu există un mecanism real de identificare și de monitorizare și o conlucrare reală între toți factorii care ar putea furniza informații relevante către Serviciul Public de Asistență Socială. Tocmai pentru remedierea acestor deficiențe din sistem, guvernul a emis o hotărâre care cuprinde noi reglementări privind creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în afara țării. Potrivit legii, Serviciul Public de Asistență Socială va solicita în ultimul trimestru al fiecărui an unităților școlare informații cu privire la copiii cu un singur părinte plecat în străinătate, cu ambii părinți plecați în străinătate, cu părintele unic susținător plecat și el, reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni. Totodată, în primele 6 luni de la nominalizarea persoanei, Serviciul Public de Asistență Socială va vizita odată la 2 luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea informării și consilierii acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului, ulterior vizitele urmând a fi realizate semestrial. De asemenea, prin noile modificări legislative, se are în vedere identificarea copiilor care se află în situații de risc de separare de familie. Legea nu precizează însă cum vor fi identificați copiii care nu merg la școală sau la grădiniță, iar părinții acestora nu notifică faptul că vor să părăsească țara. Totuși, în opinia autorităților locale, noile reglementări sunt binevenite, în special pentru copiii care au părinți plecați din țară și se află într-o situație de risc. Conform datelor centralizate la nivel național, în evidențele autorităților administrației publice locale se aflau la 30 septembrie 2014 aproximativ 83.000 de copii cu cel puțin un părinte plecat în străinătate.